Seara de Crăciun, ora 17:44, 2013, un moment pe care cu siguranță locatarii unui bloc din Călăraș nu-l vor uita niciodată. O explozie puternică a distrus totul în cale. Bilanț, 17 apartamente distruse, 7 spații comerciale, 2 sedii de instituții, 14 autoturisme afectate, 2 oameni morți și mai mulți răniți. Tragedia a cutremurat România, pompierii și ambulanțele abia făceau față răniților. La câteva minute după explozie, zona părea bombardată. Primele date arătau că explozia s-a produs de la o acumulare de gaze într-unul dintre apartamente. Cablul de la gaz ar fi fost tăiat cu o lamă de cuțit, într-o tentativă de suicid a unui fost pilot, care locuia la etajul 1. Oamenii au chemat în repetate rânduri angajații societății de furnizare gaze în acea zi, din cauza unui miros suspect. De fiecare dată, răspunsul a fost că nu este nimic în neregulă. La puțin timp de la plecarea angajatului, a avut loc explozia. Mergi după ei, că acum nu mai încurc. În urma investigațiilor tehnice nu au fost depistate scurgeri de gaze pe casa scării și nici pe branșamentul blocului sau pe rețeaua de distribuție din zonă înainte de producerea exploziei. Se arăta în comunicatul emis imediat de companie. Gina Popescu, angajată la acel moment a Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, și-a pierdut viața la numai 44 de ani pe loc. 6 oameni au fost răniți, din care unul, proprietar al apartamentului în care s-a produs explozia, a decedat ulterior. La primăria Călăraș ulterior s-au deplasat reprezentanții guvernului, care au promis bani publici pentru refacerea blocului avariat. Imobilul este însă și astăzi o fantomă. Soluția instanței de fond a fost pronunțată, instanța dispunând achitarea inculpatului angajat al societății de gaz, care, venit în mod repetat la solicitarea locatarilor care au sesizat scurgeri de gaze pe scara blocului, nu a luat niciun fel de măsură. Acesta a fost achitat și pentru infracțiunea de distrugere din culpă. Instanța a respins ca neîndemeiat acțiunea civilă, ce are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanei responsabile pentru prejudiciul produs pentru fapta ce a făcut obiectul cercetării sub aspectul infracțiunii de distrugere din culpă. A lăsat nesoluționată latura civilă, care a avut ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanei responsabile pentru prejudiciul produs pentru fapta ce a făcut obiectul cercetării sub aspectul infracțiunii de neglijență în serviciu. Soluția nu este definitivă.